Atențiune! Atențiune! Vă rugăm să vă pregătiți! Se aude? Salutare și bine v-am găsit de aici, de la Manasia Hub, cu încă un episod din Manasia Check-in. De data aceasta ne-am gândit să schimbăm un pic subiectul. Tocmai de aia avem alături de noi pe Ștefan Maco de la Inclusiv, Casa Jurnalistului și o groază de alte proiecte pe care el le are în spate. O să vorbim și despre ele. Și am zis că pentru episodul ăsta o să ne focusăm un pic pe ce înseamnă de fapt presă, informație și mai ales presa de la noi, pentru că e important să știm din ce surse ne informăm și din ce surse ar trebui să avem doza aia de credibilitate zilnică. Salut și bine ai venit! Salut! Sper să pot fi de folos. Nu știu, sunt întrebări mari, întrebări grele. Nu cred că sunt întrebări. Ne macinești pe noi creierii, nouă creierii destul de mult, dar hai să vedem dacă reușim să ajungem undeva. Eu cred că ești în măsură să vorbim despre subiectul ăsta numit presă și mass media, pentru că ești un jurnalist cu o groază de experiență în spate și ca să fie treaba, ca să dăm start pe butonul de start, o să te întreb cum ai început de fapt să lucrezi în presă. A fost așa, pe vremea mea, când m-am înscris la facultate, se făceau înscrieri pe dosar la Cluj-Napoca și m-am înscris la mai multe facultăți și obosisem foarte rău și am ajuns la jurnalist pentru că la comunicare era coadă foarte mare și era caniculă și nu mai puteam să aștept. Și m-am înscris acolo, am intrat, am avut noroc că am întâlnit în primul semestru un prof foarte tare din America, Emery D'Alessio, era de la Associated Press și a fost cumva așa, o scânteie, că din prima zi de facultate, cineva care chiar știe ce vorbește, ne învață cum să facem jurnalism și eram super fascinat. Și e totuși Associated Press, adică Dita mai agenția. Da, și cumva a fost suficient încât să mă îndrăgostesc accidental de chestia asta. Se construia și un radio studențesc pe atunci, m-am tras cabluri, ne-am distrat, am făcut emisiuni și când am terminat facultatea, am primit o bursă la Europa FM, cu care colaborase prin intermediul acelui radio studențesc. Aveam cumva niște intrări și am avut, să zic, noroc. M-am mutat la București pe 700 de lei salariu la Europa FM. Asta era 2009. Cam așa a început. Și na, era plină criză, restructurări, ziare închise, mogul care cumpărau tot ce prindeau, o grămadă de colegi care emigrau să facă what not pe afară. Cam așa a fost debutul meu în presă. Europa FM a durat un an și ceva. După am fost și eu restructurat, a fost prima mea restructurare destul de repede și am ajuns la România Liberă, unde am avut iarăși noroc, să zic așa, să mă întâlnesc cu o grămadă de jurnaliști faini. Astăzi sunt unii dintre ei încă jurnaliști faini. Atunci erau mai mulți activi și super tari. S-a spart gașca destul de tare din inerția crizei care a durat până anul trecut, că a început pandemia, unde a venit altă criză mai nouă. Dar acolo m-am întâlnit, de exemplu, cu Vlad Ursulean. Aici vreau să ajung, pentru că tu, împreună cu Vlad și alte persoane pe care, dacă vrei, putem să le menționăm fără nicio problemă, voi ați fondat o chestie care a fost inovativă pentru România atunci, și anume proiectul ăsta numit Casa Jurnalistului. Cine nu știe, Casa Jurnalistului, din punctul meu de vedere, a fost și este un proiect mai pe stil Gonzo, adică nu e un tip din ăsta de jurnalism tradițional cu care toată lumea e obișnuită. Cum a pornit proiectul, de fapt? Eu am plecat de la România Liberă în vara lui 2011 pentru că patronul de atunci, Adamescu, avea niște probleme și cumva s-a ajuns la mine să produc o investigație fake și eu am fost foarte distrus psihic câteva luni după acel moment. Mă rog, mi-am dat demisia, m-am gândit să renunț la presă că era totul super nasol și cumva încă nu era nici Facebook-ul sau rețelele sociale așa de populare și nu ne găsiseră atât de mulți oameni la fel pe internet. Și cumva mai căutam și eu oameni cu care să împărtășesc din frustrări și incidental Vlad exact asta făcea, construia un hub, să zic, un club social, o cârciumă de frustrați pe care o numise Casa Jurnalistului. Încă nu era foarte clar conceptul, dar inițial, în toamna aia al 2011, a găsit un loc,
unde chema jurnaliști să bea și să se plângă. Basically, asta era casa jurnalistului. Pe Viitorul, e acolo. Nu, era pe Rosetti, cea Rosetti 42. Era o mansardă într-un bloc care stătea să cadă. O găsise în timp ce documenta un film despre cutremure pe care l-a făcut. Și cumva așa semi-gratis a reușit să, nu chiar squatting, dar ceva pe acolo, a reușit să pună una pe casa aia. Nu erau de niciunele, nu era apă caldă, ne încălzeam la niște reșouri, dar na, beam și povesteam despre ce dracu trebuie să facem ca să înceapă, nu știu, o mișcare jurnalistică. Nu ne gândeam așa de departe, îți dai seama, beam, basically. Și la un moment dat zis, bă, dar tot bem de o lună și ne plângem, hai să facem un subiect. Amândoi eram bing, bing, bing. Și am plecat pe teren la Bârlad. Mai ții minte care a fost primul material făcut de tine la casa jurnalistului? Primul material l-am ajutat practic pe Vlad să facă o serie despre gazele de șist. Erau atunci niște discuții cu Chevron care voia să vină să achiziționeze niște resurse pentru exploatare. Au fost proteste, în fine, a ieșit o serie destul de mare. Vlad a fost și în America să investigheze partea de acolo, mai birocratică, și efectele exploatărilor de gaze de șist vizibile deja acolo în Pennsylvania. Iar noi, eu și restul care ne-am mai acioat pe acolo, am început să facem chestii mici. Fie erau relatări simple de la diverse evenimente, mai mici, mai mari, proteste, fie... Nu știu, scriam inclusiv porcării ce visam seara, ne făcusem fiecare câte un blog. Primul subiect pe care l-am făcut, cred că a fost despre protestele unor sirieni în București. O chestie mică, era începutul, mă rog, mai pe la începutul revoluției din Siria, încă se numea Revoluție și exista acel entuziasm al noului, al schimbării, al speranței. După care cred că am făcut un material despre niște oameni ai străzii. Cam astea au fost, cred, primele materiale. Crezi că ar avea nevoie România în momentul de față de mai multe proiecte tip Casa Jurnalistului? La nivel de presă mă refer, evident. Pentru că, cum ai pomenit și tu mai devreme, de cele mai multe ori în presa din România a existat așa un maestru păpușar în spate, un mogul care... Sau mai mulți care dictau niște direcții, ceea ce înseamnă clar influență. Băi, nu cred că se pot face mai multe case ale jurnalistului. Adică ăla a fost un moment foarte specific, unic, care nu cred că se mai poate repeta. Și ce s-a întâmplat acolo foarte mișto a fost că, cum ziceam, ne-am întâlnit jurnaliști din foarte multe medii, din televiziuni mari, din ziare, din reviste anonime, foarte mulți oameni care se cunoșteau pentru prima oară, schimbau idei. Și s-au născut foarte multe idei de acolo. Mulți au prins curaj să încerce și ei alte proiecte. În paralel se dezvolta și Rise Project. Cumva ne-am ciocnit de multe ori în 2011-2012 și s-au schimbat idei bune care au ajutat și la dezvoltarea casei și la dezvoltarea Rise și la apariția altor idei care au avut sau n-au avut succes. Sau, dar erau oameni care semnau și pentru Casa Jurnalistului și pentru Rise Project. Multe adică... experimente. A fost o perioadă de experiment cu colaborări de tot felul. Foarte mulți oameni, pentru foarte mulți oameni a fost o ocazie să-și dea seama că jurnalismul nu este o carieră for el, că nu o să poată trăi din asta. Mulți aveau credite și nu puteau să șobolănească pe la casă sau să aștepte după granturi 6 luni sau 10 luni sau după premii sau după burse și atunci s-au dus spre locuri mai calde. Dar absolut este nevoie de proiecte noi, este nevoie de modele noi de organizare și de finanțare și încă cumva una dintre tristețile mele că au trecut deja 10 ani de la acel moment și nu există, nimeni nu a găsit în piața românească încă un model viabil. Poate cei de la Recorder se îndreaptă spre ceva care ar putea să funcționeze pe termen lung, dar în rest toată lumea își capătă și testează, adică suntem încă într-o fază de test. Chiar asta vreau să te întreb, pentru că într-un fel sau altul presa de la noi și publicul care consumă presa de la noi nu a fost niciodată obișnuit să
fie participativ într-un proces sustenabil pentru o presă independentă, ca să zic așa. Adică eu știu de modelele din afară. Vrei să citești The New York Times, să spunem? Foarte frumos, să-ți faci un abonament chiar și pentru varianta online, unde ai acces la foarte multe informații sau la informațiile care te interesează pe tine. La noi în țară, lumea nu a fost obișnuită cu chestia asta. Adică, bă, să plătesc pentru ceva care citesc pe net, e cam aiurea. De ce să nu citesc eu moca? Pentru că toată lumea a fost obișnuită să primească informații moca. Dar e un trick aici în spate. Pentru că informația moca uneori poate nu e chiar cea mai bună informație. Și tocmai de asta e bine să intervină organisme de presă ca Inclusiv, ca Recorder, ca și Casa Jurnalistului și așa mai departe. Cam ce ar trebui să facem noi să autoeducăm sau să educăm publicul de la noi să înțeleagă că de fapt este un sistem care ne ajută pe toți. Plătești, primești informație, ești bine informat și susții mai departe și oamenii care activează în domeniul ăsta. Acum, evident, nu există un silver bullet, cum zic americanii, o soluție magică care să rezolve problemele și toată lumea să înțeleagă că bă, trebuie să facem asta sau cealaltă. E un amalgam de chestii care trebuie făcute. Voiam doar să zic că reflexul ăsta de a plăti a existat o vreme, mai ales după anii 90, când a explodat libertatea de expresie și au apărut milioane de publicații de toate feluri. Toată lumea printa cărți, ziare, erau abonați la 10 cotidiane și se uitau și la toate buletinele de știri de la TV și ascultau și radio. A trecut cumva valul ăla fără să se creeze o tradiție a consumului, a tranzacției propriu-zise pentru informații. Și atunci, când totul s-a mutat online și a devenit accesibil gratuit, oamenii au uitat foarte repede de această tranzacție pentru informație. E foarte mult de muncă. În primul rând, noi ca jurnaliști trebuie să muncim tot timpul să transparentizăm procesele noastre, să explicăm cât durează să faci jurnalism, cât costă să faci jurnalism, cât costă să produci un material versus poate câți bani se primesc din donații sau din alte resurse. Că de multe ori există această reacție. Bă, v-am dat 5 euro și n-ați făcut nu știu câte materiale. Păi bun, dar aia 5 euro sunt o cafea. Vin cu tine, mă întâlnesc. S-au cheltuit 5 euro fără un rezultat final palpabil. În medie, pentru un material, costurile sunt undeva la 2-3 mii de euro. Ceea ce înseamnă resurse umane, timp, expenses, aparatură. Cheltuieli, aparatură și alte chestii. Nu știu, trebuie să mai plătesc un colaborator, un fotograf, un cameraman, etc. Se adună foarte repede, iar veniturile sunt mult mai greu de generat decât cheltuielile. Asta unul la mână. Doi la mână, este nevoie de educație media în școli și din fericire există deja niște proiecte în acest sens. Să sperăm că în 2-3 ani o să existe o curriculă available la nivel național, la nivel de liceu, prin care cumva tinerii de 17-18 ani cel puțin se intre în contact cu ce înseamnă jurnalist, ce înseamnă o știre pe bune, ce înseamnă o știre falsă, cum să se protejeze de fake news, cum să-și găsească surse de încredere, de informare, că de aici plecaserăm. Sunt multe lucruri mici care se întâmplă și sunt foarte valoroase, dar o să mai fie nevoie de câțiva ani și e nevoie să arătăm cât mai mulți atunci când identificăm surse greșite și să explicăm de ce ele nu sunt ok și cum putem să ne ferim de ele. E o muncă foarte grea care rupe din resursele oricum puține pe care le avem ca să facem jurnalism in the first place, dar trebuie făcută și asta, că altfel n-ai cum. Poate avem noroc și ne aude cineva de la Ministerul Educației și poate se grăbesc și ei cu procesul ăsta în a implementa o curiculă, cum ai spus și tu, despre ce înseamnă presă de fapt. Pentru că dacă stai bine să te gândești generațiile astea noi care vin, e logic, ele vor modela într-un fel sau altul societatea peste ceva ani de zile, știi? Eu țin minte că atunci când eram în liceu,
nu aveam parte nici măcar de educație rutieră, să zicem, care e o chestie de bază din punctul meu de vedere. Făceam ceva de gen educație civică, în care ni se mai spunea, băi, ce înseamnă o sursă de informare și cum ar trebui să o privești și să o verifici. Dar pentru că ai pomenit de fake news mai devreme, mie mi se pare că treaba asta cu fake news-ul e din ce în ce mai pregnantă în ultimii 5 ani la noi, în România. Cum ar trebui să privească oamenii conceptul ăsta și cum ar trebui să se ferească de fake news? Păi e foarte complicat. Cred că are, în primul rând, expansiunea fake news-ului, dacă vrei, are legătură directă cu faptul că tot mai mulți oameni sunt conectați la internet și nu doar că sunt beneficiarii informațiilor, ci pot deveni și distributori. Uneori se creează fake news din prostie, din necunoaștere, din, nu neapărat din rea voință sau vreun interes obscur al nu știu cui. Pur și simplu, cineva care dă de un calculator cu conexiune la internet, a auzit el sau ea ceva și scrie, lasă că am auzit eu, că sunt interese mari la mijloc, și această informație se propagă necontrolat în comunitatea lui, care poate e la fel de neinformată sau needucată media. Și e foarte ușor să se scape de sub control asemenea discursuri în momentul în care miliarde de oameni au acces la distribuție instantă pe internet de informații. Nu cred că se poate ameliora situația asta fără, ce ziceam și mai devreme, educație media, oamenii să înțeleagă ce putere au, apropo de educație rutieră. Când înveți să conduci, știi că poți să ucizi oameni fiind în spatele volanului. Când înveți că să conduci pe internet, nu știu, să fii conștient de riscurile la care te expui tu și la care expui și pe ceilalți atunci când, nu știu, arunci o informație în spațiu public. Sigur, asta în contextul în care plecăm de la premisa că cei mai mulți oameni o fac neintenționat sau fără vreo agendă. Există foarte multe cazuri în care există o agendă paralelă sau obscură și aici e mult mai greu de intervenit. E foarte greu să identifici cine e în spatele unor publicații fantomă sau unor site-uri sau unor bloguri sau unor articole. Iar de multe ori să nu uităm că fake news-urile astea nu sunt doar niște creații de-astea de laborator ale unor servicii secrete. Uneori sunt rar, dar de multe ori sunt rezultatul lobby-ului cu foarte mulți bani din partea unor companii sau state. Interese, nu? Interese, ceea ce numim general interese. Sunt interese mari la mijloc. Uneori chiar sunt interese mari la mijloc și e foarte greu să ajungi pe fir la acele interese din spatele unor campanii media până la urmă, că o singură știre nu prea te ajută să îți atingi interesul, dar o campanie de luni de zile pe multe canale cu foarte multe milioane de dolari poate să îți aducă foarte multe beneficii, evident. E o problemă oare sau crezi că e o problemă cu faptul că am ajuns atât de departe cu digitalizarea tuturor lucrurilor din jurul nostru și poate că mediul ăsta în care se propagă presa mai ușor acum, adică internetul, poate că aici ne-am autotrădat oarecum. Știi de ce? Pentru că eu când am început să lucrez în presă, lucram la un ziar local și îmi plăcea senzația aia de, băi, deschizi ziarul, răsfoiești mirosul ăla de tuș pe hârtie. Și am zis atunci, eu niciodată nu o să lucrez în presă online. Am făcut-o, îți dai seama că nu mai citește nimeni sau foarte puțin mai citesc presă scrisă pe hârtie tradițional. Și eu chiar m-am gândit la asta. Oare e o problemă cu mediul ăsta de propagare al informațiilor? Pentru că e foarte volatil, într-un fel sau altul, internetul. Și, nu știu, pot să citez la voi pe Inclusiv o informație și să-mi o contrazică un alt site cu interese mari în spate, să zicem așa. Absolut. Până la urmă, eu cred că suntem încă într-o fază foarte tânără, incipientă a internetului, chiar dacă are deja niște ani în spate, dar încă nu știm cum să-l folosim astfel încât beneficiile cumva să fie mai mari decât dezavantajele. Și aici mi se pare că, na, evident, e foarte, foarte mult de muncă pe
multe părți. Riscul e să apară tot felul de legislații. În fiecare an mai avem câte o SEPA, VEPA, FEPA, toate tentativele de a cenzura cumva internetul, ceea ce e super nasol, pentru că fără, nu știu, dinamica asta foarte efervescentă, nu am fi avut această discuție. Adică tu n-ai fi știut de mine, eu n-aș fi știut de tine, nu ne-am fi cunoscut acum X ani, da. N-ar fi existat Casa Jurnalistului fără Facebook și așa mai departe. Dar cred că intrăm ușor, ușor într-o zonă în care lucrurile devin ceva mai clare și învățăm să stăpânim mai bine uneltele astea, să ne ferim mai ușor de necazuri, să nu ne mai luăm țeapă cu cardurile, să nu punem botul la orice păsărică care zboară pe ecranele noastre. Da, personal, cred că primul pas e să stăm noi mai puțin pe... să folosim noi mai puțin tehnologia. Poate ne-ar ajuta asta, da, pentru că într-un fel sau altul parcă ne-au absorbit de tot telefoanele, total, laptopurile, suntem total tot timpul cu nasul și cu ochii într-un ecran. Pentru că ești un om cu multă experiență în presă, vreau să te întreb dacă ai simțit sau dacă ai văzut că în ultimii ani mai există pofta, cum am zis-o pe asta, mai există interes pentru oameni să urmeze jurnalismul ca și carieră? Da. Și din fericire, interesul ăsta este mult mai, cum să zic eu, țintit față de țelurile pe care poate le aveam noi acum 10, 15, 20 de ani când terminam o facultate sau ne gândeam, bă, hai să mă fac jurnalist sau jurnalistă, la modul în care tinerii de acum, absolvenții sau o parte din ei au câteva modele, știi? Bă, vreau să lucrez la Recorder, vreau să lucrez la decât o revistă, vreau să lucrez la Casa Jurnalistului sau vreau să fac genul ăla de chestii. Vreau și eu să-mi fac un proiect ca ăla sau ca ăla da mai bun sau ca ăla da pe nișa asta, știi? Cumva ai un sistem de raportare mic, la început, slăbuț, nu extraordinar, dar ai niște referințe mult mai clare decât acum 10-15 ani, când toți vreau să deveni jurnalist, să dăm jos guvernul, să nu știu ce, ok, dar propriu zis ce vrei să faci? Nu știu, vrei să faci investigații, vrei să faci aia, vrei să faci aia, cum vrei să faci? Unde vrei să înveți? Că și asta e o problemă. Există, da, ai dreptate cu asta, pentru că, până la urmă, dacă vrei să fii jurnalist, poți să-ți alegi ce fel de jurnalist să fii. Adică, nu știu, știu... Iar acum avem o varietate atât de mare de ce e jurnalismul. Nu poți să-i dai o singură definiție, sunt foarte multe definiții. Da. Hai să vorbim un pic despre Inclusiv. Aș vrea să știu ce mai face Inclusiv, cu ce se mai ocupă și ce pregătiți pentru următoarea perioadă, că sigur nu stați degeaba. Degeaba nu stăm și chiar nu stăm degeaba la modul că muncim prea mult. Din păcate, rezultatele sunt mai greu de văzut și suntem și foarte puțini acum cu resursele pe la o treime față de acum 2 ani, ceea ce e foarte, foarte dificil. Încercăm să ne dăm și noi seama ce naiba se întâmplă. Am făcut tot felul de modificări în ultimul an, pe de o parte din cauza pandemiei, pe de altă parte pentru că am avut o despărțire în echipa inițială și s-a resimțit foarte tare în toate planurile pe care le făcusem inițial, dar cumva suntem obișnuiți cu shifturile astea constante, mereu trebuie să te adaptezi la chestii neprevăzute. Am început să intrăm într-o zonă cumva mai clară, în sensul în care am dat la o parte foarte multe lucruri care ne ocupau mult timp și resurse și ne concentrăm exclusiv pe câteva subiecte, teme mai largi. Acum lucrăm la un proiect care se cheamă generic 500 de ani. Ce încercăm practic să facem e să identificăm câteva povești care să ilustreze efectele secolelor de sclavie a romilor în țările române în dinamicile sociale de azi. Asta concret înseamnă, ok, de ce îi tratăm cum îi tratăm pe romi în sistemul judiciar?
în accesul la sănătate, în educație. E un stigmat, nu? În felul în care îi împingem la periferii, în locuire. Sunt multe stigme cu care trebuie să trăiască romii. Colegul tău, Radu Cerniciuc, în povestea fix despre situația asta, că într-un fel sau altul, îi dăm la o parte așa natural, vine din nimic neapărat. Da, vine din aceste secole de inerție socială în care biserica, statul și boierii, principalii piloni ai, sau motoare ale economiei, să le zicem așa, incipiente ale țărilor române, îi foloseau ca sursă principală de muncă. Erau la nivelul animalelor din gospodărie. Erau cai de prăsile. Adică acolo era forța de muncă și ei făceau foarte mulți bani pe spatele acestor oameni care se nășteau sclavi, mureau sclavi. Dacă se căsătoreau cu oameni liberi și aceia deveneau sclavi, adică sistemul de sclavie din România era foarte sinistru. Și poveștile istorice sunt foarte sinistre, dar și efectele acelor vremuri se pot resimți. Oameni care ne considerăm progresiști, deschiși la minte, toleranți, nerasiști sau antirasiști, aliați, avem, eu cel puțin personal, am de multe ori porniri rasiste care mă șochează, nu știu, când văd o persoană mai închisă la culoare pe stradă și imediat îmi bag mâinile în buzunar sau mă gândesc, bă, ăsta vrea ceva de la mine. Sau am fost la veterinar acum câteva luni și a venit o familie de romi, middle class, foarte cool toți, cu un câine și eram foarte mirat, așa, șocat, că ia uite frate, pe ăștia sunt ca noi, știi? Și după aia am stat și m-am gândit, bă, de unde vine prostia asta? Adică, ce mă face să gândesc așa, știi? Dar chestia aia, păi, amenințările ale noștri, bă, te dau la... Exact. Dacă nu ești cu mine, te fac nu știu ce, vine ăla și te ia, știi? O să ajungi ca nu știu ce. Au rămas undeva în spate, în conștiința noastră. Sunt foarte adânc întipărite în comportamente și comportamentele astea generează inclusiv legislații, politici publice, și se repetă la nesfârșit dacă nu le adresezi. Deci o să ne așteptăm la o serie de materiale din partea inclusiv fix pe tematica asta. Da, acum evident nu putem acoperi tot. E un început. Dacă funcționează, o să ducem mai departe. Dacă nu funcționează, ne oprim. Na, totul în limita resurselor, dar eu zic că e un univers întreg care merită să fie explorat mult mai serios și să încercăm să avem niște discuții foarte constructive cu toții. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Oamenii care ne ascultă și care ne văd în cazul în care se uită la episodul video al emisiunii, sunt sfătuiți să citească inclusiv pentru că sunt o groază de informații și reportaje și știri și materiale făcute de Ștefan și colegii lui, care merită citite. Dacă vreți să învățați să faceți presă, eu zic că de la Ștefan și de la colegii lui aveți o groază de învățat și oamenii vă pot contacta, nu? Dacă mai aveți nevoie de colegi. Sigur că da. Pentru că până la urmă e toată treaba asta cu presa, din punctul meu de vedere, e participativă. Vrei să te implici, să schimbi ceva în societate, o poți face și prin presă, pentru că vei informa oamenii. Încă o dată îți mulțumesc frumos că ai fost alături de noi la Manasia Check-in și o să ne mai vedem. Asta spun. Mersi mult de invitație. Mulțumim mult. Manasia Check-in. Documentat, filmat și culturalizat la Manasia Hub.